Te salut! În vlogul de astăzi vorbim despre câteva modalități practice despre conectare la momentul prezent. Dacă ești pasionat de literatura de dezvoltare personală și spiritualitate, sunt șanse foarte mari să fii auzit deja despre această idee că ar fi recomandat să trăiești în prezent, să fii conectat la prezent. Însă noțiunea am observat că rămâne destul de vagă pentru foarte mulți oameni, așa că în filmulețul de astăzi o să-ți spun câteva lucruri concrete, specifice, pe care le poți face pentru a te conecta la momentul prezent. Prima recomandare cu care vin astăzi ar fi aceea de a deveni conștient de faptul că respiri. Și să faci asta ca un fel de exercițiu, oricând îți dorești tu pe durata unei zile din viața ta, devină conștient preț de un minut de faptul că respiri. Și o să vezi că imediat, dacă tu ai devenit conștient de faptul că respiri, te centrezi în prezent în mod implicit. O altă recomandare, la fel de simplă ca și prima, pe care o poți folosi pentru a te conecta la momentul prezent, este aceea de a mânca dintr-o stare de conștiință. Adică, atunci când mănânci, să nu ai televizorul pornit, radioul, să te cerți eventual cu cineva sau cine știe ce alte lucruri mai faci tu în timp ce mănânci, te joci sau mai știu eu ce, stai pe Facebook. Nu, ci alege în schimb ca acele minute să ți le petreci într-o stare de conștiință. Și atunci, prin acest exercițiu, fii atent la cum se simte mâncarea în interiorul gurii tale, gusturile pe care le simți. Fii acolo prezent la faptul că mănânci. O altă recomandare ar fi aceea ca, atunci când asculți pe cineva că îți spune ceva, doar să asculți și să nu îți construiești tu la nivel mental un eventual răspuns care va veni după ce el termină de spus ceea ce are de spus. Tu fii doar acolo, ascultă-l, concentrat, conștient și prezent, propune să faci asta ca pe un exercițiu și la fel vei reuși să te ancorezi în momentul prezent. Și o ultimă recomandare cu care vin astăzi este aceea, tot sub formă de exercițiu, să o faci și pe aceasta, este recomandarea de a-ți privi în ochi interlocutorul atunci când vorbești cu cineva, indiferent cu cine îi vorbi, că-l cunoști, că nu-l cunoști, că l-ai văzut prima dată, că-l vezi pentru a ena oare, tu uită-te în ochii omului care vorbește. Ochii sunt ferestrele sufletului și prin asta te poți conecta la acea parte din tine care se găsește în celălalt și celălalt se conectează la partea din el care se găsește în tine și discuția dintre voi va fi mult mai armonioasă, fiindcă va pleca dintr-o stare de prezență. Ia aceste recomandări, aplică-le în viața ta și îți doresc cât mai multe clipe în care să fii conectat la prezent și să le trăiești dintr-o stare de prezență. Succes!